orice competiție la care participă municipiul Suceava nu poate decât să ajute și poate și sucevenii vor pune mai mult umărul la curățenia municipiului Suceava. Dar până la Suceveni trebuie noi, ca administrație, să ne implicăm în această curățenie mai mult. Și tot pe acest subiect al curățeniei, domnul primar, am discutat la sfârșitul lunii februarie, este marcă procesul verbal, de acele buncări îngropate care au apărut tot prin mass media și apar pe tot în țară. Am spus că facem un studiu să vedem ce costuri implică în municipiul Suceava, în așa fel cât în zonele fierbinți, în primă fază, și vă dau exemplu Marea Saturn, unde avem zilnic reclamații, trebuie montate astfel de buncări îngropate, să scăpăm lumea de disconfortul acestor puncte de colectare selectivă. Trebuie să vedem exact, este un pas normal, spune municipiul Suceava, să modernizăm toate cele câte există puncte de colectare, buncări, să spunem noi, peste 104 erau grămadă, ele tot se mai modifică, le mai mută oamenii cu mâna acele tomberoane. Trebuie să vedem exact, eu zic că este un lucru normal în 2014 să implementăm un astfel de proiect, în așa fel încât toate deșeurile menajele să fie îngropate în pământ, scăpăm de acest aspect urât al orașului și, bineînțeles, de celelalte probleme apărute de vandalizare, de incendiere, de persoanele fără adăpost care cauză în acele containere. Revin cu rugămintea la dumneavoastră, domnul primar, că în prima ședință de Consiliu Local pe 30 aprilie, în câteva zile mai exact după Sfânta Sărbătoare a Paștelui, să vedem exact dacă ce calcule trebuie făcute, în așa fel încât noi aici, consilierii locali, să luăm o decizie în interesul suceveniilor. Fie le implementăm noi la primărie pe banii noștri, fie rugăm alte societăți să ne compensăm sau să amortizăm investițiile prin alte servicii care le oferim, pentru că este un lucru normal, în toată țara au apărut, sunt și în străinătate și cred că dacă erau deja implementate câteva din astfel de puncte de colectare moderne și aveam mai mare punctaj la câștiga cel puțin o foare în acest concurs organizat de către Consiliul Județean. Noi suntem de acord cu votarea acestui proiect, cu acest concurs. Semnalul este că trebuie să ne implicăm și noi mai mult, și sucevenii, și, bineînțeles, Serviciul de Specialitate, Direcția de Salubrizare și Direcția Domeniului Public, în așa fel încât orașul să ne înfrumusețăm, chiar dacă participăm sau nu la un concurs, dar poate vom avea un spor mai mare în acest an, pentru a nu ne face rușine în comparație cu alte orașe.